interesant că s-a făcut atunci, s-au legat prietenii fantastici. Eu vă spun personal, a fost o experiență de viață, nu de inginer. De viață, de inginer și de om. Și în general, la Steagul Roșu atunci era, ce vă spun, nu e deloc exagerare, nu era vorba de patrupit socialist, nu era vorba de trecere. Într-adevăr, aveam pozele pe undeva puse. Problema era de pur și simplu entuziasm. Apăreau necazuri cu grămadă, dar niciodată n-a spus, domnule, nu mai facem, nu mai trecem. Toată vremea a fost lupta cu necunoscutul. Cine putea să știe de la 101, când n-a proiectat nimeni decât a copiat ceva, a primit desenele de la ruși, atât. Desenele de la ruși cu asta basta. În restul muncitorii să se descurce, să vină echipe, o echipă tânără. V-am spus dumneavoastră, cel mai bătrân, da. Știți câte era? 27 de ani și ziceau bătrânul toți. Să știți că m-am gândit de multe ori la treaba asta. Da. Vă dați seama ce... Se lucra 10 ore pe zi. 10 ore pe zi, iar eu la încercare aveam zi lumină. Va fi duminica, să vă spun ceva, timpul ăsta de care m-am spus că era director tehnic, nu prea înțelegea automobile. Și noi, ca să putem face față, lucram și duminica și făceam probleme dinamice în duminica. Și vin, mă cheamă timp, ce că v-am văzut alergând ca nebune, vă plimbați, hai? Adică ei considerau, și mulți proiectanți considerau aceste mersuri pe trasee plimbări. Până când unii tenii s-au nimerit să ajungă la încercări, măcar temporar, și atunci au văzut că nu erau plimbări, adică trebuie... Da, da, da. Păi mă urc în mașină și mă plimb. Ce rost are, ce sens are să-i plimbi în camion, în camion? Dar așa considerau că noi ne plimbăm. E adevărat, nu ne-am plimbat, dar e adevărat că am cunoscut multe locuri din țară. Iar plimbările astea cu probleme, vă spun, eu m-am dus acolo din punct de vedere al profesiunii de camionagiu, zero. Dacă nu lucram la omologarea unor propuneri de inovație și invenție, nu cunoșteam pe 101. Dar acolo trebuia să vezi, la modificat ceva la radiator, a modificat ceva la... N-are importanță, trebuia să vezi să înțelegi. Dar după aceea, cu 131, atunci am făcut universitate, nu școala primară. Pentru că, într-adevăr, trebuia să revolești ce s-a întâmplat. Și știți cum e în fiabilitate? Nu cauza cauzei. Pentru că depinde de un rolment să distruge, și am avut un caz concret. S-a distrus pentru că se făcea din la fabrica de oțelul, pardon, un rolment s-a distrus din cauza că o pilă de inel de o cale de rulare, un inel al lui, a fost fabricat dintr-un oțel care s-a turnat în seara de Crăciun în nu știu ce an. Așa trebuia depistat. De ce s-a rupt, de ce s-a distrus pinionul, roata respectivă? S-a distrus pentru că s-a sfârmat colivia. Dar de ce s-a rupt colivia? Pentru că, dar de ce? Pentru că, și așa din aproape, am ajuns în seara zilei de Crăciun, muncitor a fost neatent la fabrica de mașini, oțelul speciale cu Târgoviștei, așa se chema, întreprindere oțel, MSI, intermediare, IOSESA, oțelul speciale Târgoviște, și seara de Crăciun a dat rasul. Deci, vedeți, cam așa trebuia cauza. Dar aparent s-a rupt. Da, s-a rupt pentru că s-a rupt, dar până afli că s-a rupt colivia întâi. Bun, s-a rupt colivia, dar de ce s-a rupt colivia? Fiindcă s-a rupt un rulment, s-a spart. Dar de ce s-a spart rulmentul? Și am ajuns din aproape, până la seara de Crăciun. Cam așa, asta era problema și asta te învăța. Nu, dacă n-ar fi fost probleme, cred că nu învățam nimica. Mergeam totul, nu spuneam nimica, rămâneam la fel de neștiutor că la început. Dar toate problemele astea, dar nu numai eu, eu nu făcusem automobile, dar chiar automobiliști. Acolo vezi cum ar fi la școală sau la tratate totul cum merge. Când nu merge, nu spune nimeni ce faci. Când nu mergeau, asta era problema. Da. Și de asta vă spun că a fost un entuziasm și a fost într-un fel eroist, pentru că era cu riscuri permanente. Orice necaz mare, era cu scandal, vă dați seama că uzina trebuia să respecte termenii de omologare, șefii erau cu ochii pe noi, orice se întâmpla putea fi noi de vine, să fie proastă exploatare, să fie vine șoferul, să fie, adică... Da, trebuia să faci față la fel de insinuări, la fel de situații tehnice, umane, sociale și așa mai departe. Da. A fost o perioadă de eroism. Și
care nu s-a mai repetat, pentru că după aceea, când se cumpără o licență, cu eroismul mai puține probleme. Acolo trebuie să fie doar corectitudine, să copii bine totul. Dar aici nu erau copiate. În permanență inovare. În permanență trebuia găsit o soluție. Trebuia propusă că cine nu participă la o încercare, e greu să explici lui, până la urmă, dar cum au fost condițiile, adică să chiar să reproduci condiții, cum a apărut, uneori nu știa nici tu, că tu stai în cabină și arcul se rupe nu știu unde. Ai zis ceva, s-a lovit în ceva, e arcul de bine, nu e arcul de bine, e șoferul de bine. Erau probleme de astea umane, s-a pus permanent. Da. Da. Asta a fost. Era frumos în ansamblu. Mi-aduc aminte cu plăcere și mi-aduc aminte cu plăcere tocmai fiindcă în fiecare zi era ceva care nu te aștept. Era ceva nou. Era surpriză, azi ce mai aflăm. Da. Lucru, v-am spus data trecută, un coleg de-a meu, în 113, era pe echipajul de 113, la o curbă șoferul n-a mai putut urma curba, a trecut peste șansul drumului, s-au dat peste cap, a aruncat tot balastul, toate calupurile alea de beton a aruncat. Au picat pe spate și încă o dată, hop, și-au picat pe patru roți. Dar perpendicular pe drumul, pe direcția pe care au venit. De fapt, să vă mai spun și noroc, n-am avut niciun accident mortal, nici măcar accident. Nici rănire, nici grietură n-am avut. Da, adică e mare. A ținut cu noi și Dumnezeu să vede treaba. Și era, totuși, aveam șoferi, vă spun, aveam, majoritatea, erau șoferi cu țară, dar erau câțiva români. Și, dar erau șchiangăi. Șchiangăi sau unguri, care aveau experiențe de șofat, știți? Și asta a contat mult. Da. Nu contează naționalitatea, te o spun, fiindcă așa a fost, așa s-a întâmplat să fie. Eu n-am, într-adevăr eram internaționalist proletar. Pentru mine naționalitatea nu a contat niciodată și nu m-a interesat. Dar erau niște oameni pricepuți. Cam asta a fost, domnule. Da. Cu planetarele pe față ați avut probleme la SR-ul, la 132? Nu, cu planetarele n-am avut niciodată, dacă țin ori bine minte, n-am avut niciodată, nici față, nici spate probleme. Deci nu rupea planetare. Doar atâta. V-am spus că s-a blocat puterea de distribuție, a lucrat pinionul, a lucrat coroana din țată, a lucrat ca o freză și mi-a făcut pinionul de atac, l-a făcut jumătate de pinion. Uite, asta tot. Când s-a blocat pinionul și atunci, din inerție, coroana din țată a mers și a frezat ca o freză, a frezat pinionul de atac. Dar altceva n-am avut. Sună că a fost bine. Da. Pentru că orice lor fabricam, de fapt, atunci s-au luat și niște uzina, atunci s-a dezvoltat, de fapt. Toate sectoarele calde erau la pământ, că n-aveau de unde, uzina se ocupa cu altceva înainte. Sectoarele calde, turnătorile, oțelăriile, turnare de fonte, atunci s-au pus la punct. Știți? S-au luat licențe din Germania pentru oceluri. Adică, nu numai noi ne-am dezvoltat, s-a dezvoltat și uzina atunci. Până la urmă, uzina a ajuns absolut o uzină care se integra, cumva se integra destul de bine chiar, în corul, să zic, în corul fabricanților de automobili, de autocamioane europene. Să nu zic american, pentru că americani au alte standarde. Da. Da. Cam asta era. A fost un camion frumos, SR-ul. Și acum, după atâția ani, e frumos. Sau cel puțin așa-l văd. Cu încercările de omologări de inovație și invenție, călătorimul prin țară, dacă m-am dus la o rudă de-a mea din Bacău, cred că în Bacău, în Cătă Neam sau Bacău, și l-a văzut, nu-i vine să creadă. Ce fabrica nu-i așa ceva? Nu-i vine să creadă, pur și simplu. Păi ea ce-l mângâia ca pe o femeie, așa îi mângâia aripile, de fapt. Da. Era frumos, domnule. Da. Era frumos. Era frumos, era proporționat, apartamentul, ricartamentul, totul, era o bijuterie, vă zic. Da. Și acum am o fotografie de când m-a scolit dumneavoastră, m-am tot uit cu Jean la fotografie și m-am stat în lângă așa, parcă nu vine să cred, odată că le-am fost implicat acolo. Depinde când s-au analizat construcțiile de frâne, cu
frânele, m-am ocupat mult de eu, frânele din față erau cu auto, frânele stereo 101 și 130, stereo 130 și 132 sunt frâne cu autoamplificare, adică prin sabot se rează pentru trece pe cel de-al doilea. Știți? Prin sabot, dumneavoastră cunoaște mașina, deci. Cum să nu? Și din cauza că lui era un șurub de reglare, cineva a confundat șurubul de reglare ca axul sabotului. Și toată autoamplificarea asta se termina. Adică separa saboții. Ori saboții trebuia să conlucreze ca să ducă la amplificarea momentului de frână. Adică sunt unele lucruri care, cum am povestit, sunt hazli. Important e că s-au descoperit și important e că, până la urmă, au funcționat frânele foarte bine. Afară de cazul când apărea o spargere de conductă sau ceva așa, nu au fost probleme cu frânele. Sigur că trebuia un ABS, dacă e vorba așa, sau trebuia frâne separate față-spate, sau trebuia... N-am avut așa ceva, deși se puteau face, culmea că m-am uitat și la ruși, la 131. Deja aveau umflare de mers, deja lucruri care se știau, dar păreau foarte complicate la noi, exact din cauza acestor sisteme de etanșare. Că sistemul de etanșare la un sistem de umflare de mers, dacă n-ai niște garnituri bune de cauciuc, se dezumflă tot. Vedeți, aici a fost, și nu era vina uzinii, nici vina românilor nu era, dar nu aveam cauciuc bun. Cum se face sistem de umflare din mers dacă se ia și tot aerul din sistem de spărea? Era nonsens. Da. Știți? Da. Așa a fost. Ce vreau să vă mai întreb? Spuneți-mi cine au fost principalii beneficiari ai camioanelor serie 131 și serie 101. Unde se livrau în acei ani? Serie 101 se livrau așa aproape ca pe lista de așteptări, cum e acum la vaccinuri. Nu se puteau fabrica atâtea cât erau repartiții pentru gospodăriile agricole colective. Deci serie 101, în primul rând, a fost pentru mecanizarea sau, dacă vreți, ajutorarea agriculturii de suprafețe mare, agricultorii socialiste, agricultorii de fermă. Nu se putea fără camion să merge. Știți? Da. Deci asta a fost agricultura. Sigur, armata, dar armata n-a fost, armata mai avea încă, fiind în tratatul de la Varșovia, armata mai avea încă vehiculii sovietici, ați văzut gazul de 66, în sfârșit, mai aveau sovietici, dar armata noastră n-a avut dotare, în faza aia n-avea încă dotare așa de puternic auto. Iar serie 101 pentru armată avea multe inconveniente. Era și lent și greu și fără capacitate de trecere și, în sfârșit, avea un cunoașteți doar. Da. Nu e armată. Da. Și serie 131 unde au fost livrate? Pe tot așa, serie 131, dar autobazele sau autocoloanele, cum ne mai ziceau la un moment dat, se dezvoltasele și aveau clienți, nu rămâneau de vândute, să știți, era cu tot cu repartiții și atunci tot vineau cu repartiții ca să dea un camion. Dar când s-a mărit producția, s-a pus problema exportului și de atunci a început o altă etapă a steagului roșu, la care eu n-am participat decât sporadic. Da, am înțeles. Și acum vreau să vă mai... Ultima întrebare referitor la camioanele serie 131 și 132. Mi-ați spus la început că prima pictură a camionului SRE 131 a fost realizată de o doamnă. Nu prima pictură, nu. Prima instrucțiune de... Primul prospect. Așa. Primul prospect a fost făcut de o doamnă, mama unui cunoscut de-a dumneavoastră, care m-a pus în legătură cu mine. Artist plastic, dar fiindcă erau foarte severe atunci, nu mergea că e soția cuiva sau nu știu ce, trebuia să fie absolvit grafica. Și atunci era un neamț din Brașov care a absolvit grafica. Eu am făcut fotografiile pe băile alea de acolo, că de făcut fotografii era ușor, că peisajele sunt frumoase, locuri de tot felul, și câmpie, și nete, taracuri minunate. Deci a fost primul prospect, așa a apărut. Făcut, deci de... Cum se numea doamna? Doamna se numea Alexandrina.